Bun, Mihai. Vreau să te salut și să începem cu începutul. Vreau să-mi spui tu, scurt, prezentarea ta, să-mi spui cine ești, ce faci de față. Mă numesc Mihai Bondor, sunt din Turda. De 6 luni am terminat cursul la voi și lucrez în momentul de față la salonul. Mi-am deschis un salon și lucrez la el ca frizer. Bun, super tare, bravo. După 6 luni să-i fiu salon, a? După mai puțin timp, deja lucrez de 2 luni. A, bun. Hai că vorbim despre asta. Și acum vreau să te întreb, cum ne-ai descoperit tu pe noi și de ce ai ales să vii la noi? Care a fost primul tău gând? Păi v-am descoperit, de voi știam dinainte, nu știam că sunteți frizeri de top și v-am descoperit de pe postările de pe Instagram și de la prieteni. Deci de la prieteni, cam ei m-au împins așa spre voi. Tu înainte n-ai mai tuns, nu erai neapărat pasionat de chestia asta. Deloc, deci până să mă apuc de cursul ăsta n-am mai tuns, deloc. Bun. Și ce te-a atras la meseria asta? Păi, în primul rând, eu zic să cunosc, că îmi place să vorbesc cu lumea, să cunosc oameni noi. Și seria asta eu zic că ai baza. Și cum de-ai avut încredere să vii la noi și să te lași pe mâna noastră, practic? Păi, sincer, la început am fost puțin sceptic, nu zic, nu recunosc, dar eu așa, da, și-o merită. Ai fost sceptic în privință la ce? La ce o să înveți tu sau dacă o să fii tu capabil să poți să faci meseria asta? Din ambele, în sensul că n-am mai tâns nici înainte și dacă o să fiu capabil să învăț și dacă o să fac față la meseria asta, dacă o să-mi placă și asta. Și când te-ai convins că n-ai mai fost sceptic, când ai fost convins de rezultatele tale? Eu s-așa spontan, tot a fost pe moment, așa, nu știu cum să zic. Când am intrat cu voi, bam, bam, am văzut, când am vorbit cu Horace prima dată, după aia cu tine, mi-am dat seama că chiar e ok. Deci în primele interacțiuni, după aceea ai avut, exact. Am spart bariera asta, practic. Exact. Bun. Și tu ce ți-ai dorit să înveți de la acest curs? Păi, no, practica doar muncind se învață, însă tot efectiv, dar în primul rând asta de marketing, de socializare, deci mai multe chestii am avut de învățat, nu neapărat un sub practic. Dar tu cu ce gând ai venit? Bă, vreau să învăț să tun sau te-ai gândit că o să fie și toate chestiile astea implicate? Păi, în primul rând, doar că vreau să tun, îți dai seama, n-am știut că o să fie chiar așa de complex. Și acum, după 6 luni, așteptările tale asupra cursului sunt mai mult decât ce ți-am spus la început sau mai jos decât ce ți-am spus la început? Deci, cred că e 10 ori mai mult ca la început. Deci, fără, nu știu, nu zic așa, doar să vă laud, dar chiar e super. Deci, s-am depășit așteptările și s-am spart sceptic asta. Bun, Mihai, bun. Acum vreau să-mi povestești puțin tu cum erai înainte să te apuci de această meserie. Deci, cum eram? Eram, nu știu cum să zic, așa mai nepăsător, mai, nu știu, mai necalculat, dar meseria asta oamenii depind de tine, deci dacă nu ești acolo pentru el, nu prea poți să progresezi în meseria asta. Deci, cam asta e. Înainte mi-ai lucrat ceva, mi-ai făcut altceva? Am lucrat ospătar înainte. Deci ospătar. Pe partea asta. Ce te-o îndemnat să-ți faci switch-ul ăsta? Munca de 10 ori mai mult și banii mai puțin. Ceai mult, dar nu erai răsplătit pentru... Corect, așa. Și mă gândesc că nici nu puteai să-ți lași o amprentă în societatea asupra ceea ce făceai. Adică diferența mare la ospătar, la a primi mulțumire de oameni. Da, exact. Bun. N-ai mai încercat înainte altceva? A fost primul curs la care ai participat? A fost singurul până în momentul de față, nu? N-ai mai fost la primul curs? Da, și mă bucur. Deci, dar în banii aiurea chiar a fost ok. Bun, super tare. Ce te-a ajutat cel mai mult în colaborarea asta până în momentul de față, până în 6 luni? Deci, eu zic că întâlnirile astea cu tine pe Zoom, eu n-am crezut că chiar așa o să fie la început. Deci asta, dacă n-aveam motivația asta și să tragi așa de mine, apoi nu neapărat, dar să tragi așa de mine de la ăsta de la început, eu zic că cam mă lăsam în primele luni. Deci, practic, suportul și după curs, nu doar în timpul cursului, practic. Eu cred că asta e cel mai important. Și uite, de acum, din tot ce au fost, partea practică, platforma, suportul, de unde ai luat tu cea mai mare valoare? Ce a fost pentru tine în momentul, da, bă, ăsta e cel mai tare? Păi, nu, am avut de luat cam din toate câte un pic, apoi și partea practică, de asta nu aveam cum să învăț dacă nu veneam acolo, dar și partea asta, ți-am zis, după. Eu zic că după mi-a fost cel mai important, după ce am terminat cursul. Bun, deci acolo ai luat cea mai mare valoare, să zic așa. Da. Dacă ne-am oprit acum, în momentul de față, ai fi mulțumit cu ce ai învățat până... Da, deci 100%. Bun.
Care a fost momentul tău, să zic așa, de când ai început atât partea practică cât și după, momentul tău de wow, bă, ce tare cursul ăsta. Când a fost? Bă, cât timp și în ce moment? Păi să zic așa, când am început partea practică, când am văzut că mi-a ieșit prima tunsoare. Deci a fost un moment, nu mă așteptam. Prima tunsoare singur sau prima tunsoare ajutată de noi? Păi prima ajutată și după aceea și acum în salon singur când văd și eu m-am ieșit. De mir de rezultatele tale. Da, deci chiar serios. Deci asta a fost cel mai frumos moment pentru tine, să zic așa, să aduci. Da, când vezi că chiar la unitate. Exact. În momentul de față, tu ai dificultăți cu tunsoarele pe care le faci de zi în salon? Păi mai am de învățat acum, de 6 luni am terminat cursul, deci da, normal. Mai am de învățat, dar... Mulți clienți care pleacă nemulțumiți de la tine. Deci până acum nu am avut nicio problemă, deloc. Bun, bun. Deci faci o treabă bună, să înțeleg. Aparte. Bun, și acum să vorbim și de partea asta, că ți-ai făcut salon. Vreau să știu de când ai început cursul până în momentul de față, care e situația ta acum? Ce rezultate ai obținut? Păi mi-am făcut salonul, l-am deschis acum 2 luni de zile. No, e un salon modest, așa e super, numai cât ce trebuie la început. Deci stai, deci tu ai făcut cursul și să zic după 4 luni ți-ai deschis propriul tău salon. Exact, exact. Deci după 4 luni de-a terminat. Curaj, nu știu, ăsta așa am tins, un timp spontan și mi-a plăcut, îmi plac provocările. Și asta, nu știu, a fost așa, bam, și mi-a făcut salonul. Nu, așa, am avut și susținere din partea voastră, nu mai știu, dar toată lumea, eu mă duc la frizer și îmi zicea, pe nu, să nu faci la început, să nu, asta că e foarte greu, nu știu ce. Dar mi-a mers super bine chiar din prima lună, din mine nu vine să cred. Cât ai avut în prima lună? Câți clienți ai avut? Am avut peste... Cam în jur de 100 de programări. Și acum, deci, crește treptat, așa, bam, de la lună la lună. Și luna asta, acum, ultima lună, cât ai avut? Cam 113. 113, bun, bun, bun. Și tu, în momentul de față, ce preț ai la tuns? 50 de lei tunsul și 60 de lei cu barbă. În turda, nu? Da, în turda. În turda. Bun. Ce ți-au spus oamenii când ai pus prețul ăsta la tu fiind începător? Dar, deci nu am avut discuții de numai cu prieteni și ăsta, nu, la Caterinca și ăsta, dar, deci, nu, n-am avut așa, nu știu cum să zic. Văd valoare în ceea ce faci, văd că merită remunerația asta. Exact, deci n-am avut discuții așa de preț, că, wow, cât și mare, dar, deci, ok. Și uite, vreau să mai întreb ceva și de abilitățile tale, să spui că oamenii sunt mulțumiți de tunsorile pe care tu le faci și de munca pe care o practici. Cât de mult s-au îmbunătățit abilitățile tale din prima zi de curs până în momentul de față? Păi spun, nu știu zic cât de mult, cam foarte mult, nu mult. Deci asta contează mult, să fii sociabil, să discuți cu omul, să-l ascult, să-l înțelegi și s-a dezvoltat, nu numai partea asta, dar s-a dezvoltat foarte mult. Bun, bun. Deci s-a dezvoltat atât skill-ul de a tunde, de a forma da. Tunsoare și partea de comunicare și de a vorbi cu clientul și de a-l înțelege și a fi lângă el. Îl susține, nu? Exact, exact. Ce impact este că au avut cursul Learn to Earn și toată susținerea pe care noi ți-am oferit-o în toată treaba asta de până în momentul de față, de la salon, la munca în salon? Păi, impactul de fapt este încă foarte mare, că eu, dacă nu era susținerea asta și cursul, eu mă lăsam. Deci după 2-3 luni după ce am terminat cursul, am văzut că fă mai greu la început. Și eu zic că abandonam așa ușor, ușor, nu dintr-una, dar ușor, ușor, nu ne deam interes, nu... Hai, dacă nu-ți dai interes, nu... deci cât vrei asta muncești în meseria asta. Cred că asta e problema majorității după ce termină un curs. Am fost așa mai delăsător, mai ăsta. Bun, bun, bun. Și când ai auzit prima oară de cursul Learn to Earn, ce ți-o strâniți interesul de vrut să te înscrii, să vii alături de noi? Păi, în primul rând că sunteți tineri, deci cred că ăsta a fost primul pas. Că altcumva discut așa decât merg la un mai în vârstă și zic așa mai, nu știu cum să zic. Asta e primul lucru. Da, sunteți, poate nu ești pe aceeași lungime de undă. Exact, exact. Doar dacă suntem tineri. Deci că sunt tineri și am văzut rezultatele și știam ce vă știam dinainte. Deci ai făcut un pic research-ul și a ceea ce făceam noi înainte. Exact, exact. Deci a contat mult chestia asta să vezi că îl validăm ceea ce spunem și avem rezultatele. Bun, bun, bun. Și de ce ai decis să lucrezi cu noi, de exemplu, în momentul de acum 6 luni? Care au fost
clicul tău să faci treaba asta? Păi, aia mi-a plăcut cel mai mult că nu a fost un curs de practic de 3 luni sau cât ține, nu știu, 4-8 săptămâni și că se întinde pe un an de zile și că avem seminar de perfecționare și multe altele. Sunt și întâlnirile astea pe Zoom și tot. Bun, deci ai fost mult mai sigur, să zic așa, că o să reușești, pentru că era pe o perioadă mai lungă, nu rămâneai singur după cele 8 săptămâni. Da, da, și Nina, am crezut că chiar să fie așa și de aia, să văd dacă chiar vă țineți de treabă. A, deci asta a fost motivația ta. Bun, super tare. Și acum cum ești? După 6 luni ne-am ținut de treabă. Da, deci o meritat. Eu aș vrea să se întinde măcar pe 2 ani, să fiu 100%. Bun, bun, rezolvăm atunci. Bun. Încă o chestie vreau să te mai întreb acum. Cum s-a desfășurat lucrul cu noi, să lucrezi cu noi în cadrul acestui curs? De ce crezi că ai reușit și ai avut aceste rezultate și să ai peste 100 de programări, să ajungi la prețul ăsta, plus, cel mai important, că ai reușit să deschizi un salon? Deci, mi-a plăcut la voi răbdarea și am atitudinea cu care ați abordat cursul. Că v-ați simt așa de noi, ușor, ușor, ne-ați luat treptat. Nu dintr-una bam și nu. N-am crezut nici eu că o să-mi deschid chiar atât de repede salon, dar am și motivația mea o conta foarte mult. Bun, bun, bun. Asta mi-a plăcut și mie la tine oricum, că ai fost o persoană super motivată și super serioasă în toată treaba asta. Și mai presus de asta, ai etică de muncă, adică îți dorești să muncești și să faci treabă. Asta e foarte important. Bun, Mihai. Și acum să vedem cum s-a schimbat viața ta, cum erai tu înainte și cum ești acum, ce aspecte s-au schimbat în viața ta? Păi, primul aspect asta, că eram mai delăsător, deci nu eram așa punctual, nu mă țineam de un lucru bine. După chestia asta, nu, dacă am fi investit atâta în mine și ăsta și îmi place, deci ăsta e primul lucru, că sunt mult mai calculat, seria asta te face să fii mult mai calculat, mult mai atent și... Suntem bună să stai pe zi ce trece, asta observ și la mine. Deci cu cât trece timpul, cu asta devii din ce în ce mai bun și lași o amprentă și faci oamenii fericiți, că asta e, când vine un om așa și îl tunzi și îi place, chiar prinde mai multă încredere în el. Deci exact. Eu cred că astea sunt cele mai importante lucruri. Foarte tare, foarte tare. Și uite, vreau să întreb și de partea financiară. Ești mai mulțumit mai mult decât erai când lucrai ca și chelner? Deci, 100%, da, nici munca, ți-am zis, nu e atât, dacă nu orele și nu e greutatea să lucrezi cu oameni când tot cu oameni lucrezi, dar aici e total, total altă chestie și partea financiară, deci e mult, mult mai ok decât la ospătar. Și bun, uite, acum ai 6 luni de când ai început, practic, cursul, ești la jumătatea drumului, în momentul de față, cât câștigi pe lună, cât încasezi? Acum nu ies să mă uit pe Mero, dar în jur de 5.000 și de lei, cam asta e. Bun. O medie. Ești la început de drum, practic. Și... Da, da, deci e super. Cum așteptam, să aveam așteptări, eu oricum am așteptări destul de jos de fiecare dată. Aveam așteptări undeva la 2.000 de lei, 1.500 de lei. Bun, bun. Și uite, de ce ar trebui ca cineva care ne urmărește acum să se apuce de treabă? Cineva care poate a fost în situația ta, are alt job, e tânăr, nu știe ce să facă cu viața lui, dar poate e pasionat de frizerie și de partea asta. De ce ar trebui să se apuce chiar acum de treabă? Păi, cu cât trece timpul cu ăsta, o să fie mult mai greu. Deci, și mie îmi pare că m-am apucat am 2-3 ani să văd în ce moment eram acum. Eram mult mai. Deci, cu cât lasă treacă timpul, cu asta o să fie mult mai greu și deci asta e chestia. Ar trebui să te apuci acum și, nu știu, cursul ăsta e mult mai complex și merită, chiar merită. Ne faci și reclamă acum. Nu, dar asta e, ți-am zis, dacă erau doar cursul la practic de 2 luni și după aia m-a abandonat, aia era, nu știu, era mult mai greu. Pe lângă asta, la fel, relația pe care am creat-o și noi cu voi și relația pe care ați creat-o și voi între voi, pe lângă tot cursul în sine și cât o dură, o să mai dureze atâta timp. Exact. Și acum ultima întrebare și după te las. Ce ai recomandat tu cuiva să ia pe acest drum și să devină un frizer de top? Deci aș recomanda în primul rând să-și caute un mentor, deci să fie care să-l susțină și să-i dea sfaturi când are nevoie și... Cam asta, eu zic, e cel mai important, să-ți cauți un mentor. Bun, 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 bun. Deci pe tine te-a ajutat mult partea asta cu mentoratul, tot ce înseamnă după cursul practic. Da. Deci, bun, da. Bun. Super tare, super tare. Bun. Mă bucur mult că ne-am auzit acum și o să ne auzim și în întâlnirea noastră săptămânală și așa.
Sunt foarte mândru de rezultatele pe care le-ai avut și eram convins că o să ai rezultate de când am început prima dată. Chiar dacă tu nu aveai la început încredere în tine, am văzut că ești un băiat foarte muncitor, foarte dedicat și așa apar și rezultatele. La fel, făcând lucrurile corecte și având o hartă, să zic așa, a ceea ce trebuie să faci. Și ține cont că suntem doar la jumătatea drumului, mai este mult de muncă. Da. Acum la fel, dacă și tu vezi acest material și ești pasionat de frizerie sau ai vrea să ai o carieră în acest domeniu sau nu știi ce poți să faci cu viața ta, lasă-mi un mesaj pe Instagram la sebastian.petra și eu am să încerc să te ajut în acest domeniu.